puțin mai devreme la capricii când se dezbătea un subiect, Raluca Preda a observat-o pe Mirela că nu este bine, că este cu lacrimi în ochi și a întrebat-o ce este cu ea pentru că nu o vede bine și aceasta a spus că are o stare din cauza plecării lui Raul, practic plângea din cauza că acesta a plecat. A spus că nu a avut așteptări din partea lui, nu s-a proiectat foarte într-un viitor foarte îndepărtat cu el, dar s-a simțit abandonată și că este dezamăgită de Raul pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Cei de la Capricii au încurajat-o și îi spuneau că uh, poate e mai bine așa și că e de fapt binecuvântată, că nu a ajuns mai departe cu el și să se simtă abandonată într-un alt punct mult mai important. Iar uh, Mirela a ținut să specifice faptul că nu vrea să se înțeleagă greșit, nu plânge după Raul, pur și simplu e o stare care o să-i treacă.